Domnule prim-vicepreședinte, vreau să vă întreb mai întâi dacă schimbarea majorității în Parlament este o prioritate a PNL-ului, a noului partid creat în urma fuziunii. Există un principiu pe care l-au afirmat copreședinții Partidului Național Liberal, domnii Iohannis și Blaga, principiu care a fost discutat inclusiv în Colegiul Director extins în urmă cu, iată, aproape 10 zile și aproape 2 săptămâni, de fapt, și în întâlnirea grupurilor reunite din Parlament, principiul potrivit căruia, odată, nu ne grăbim să mergem la guvernare, doi, nu forțăm alcătuirea de majorități în sensul schimbării ponderii politice în Parlament. Am învățat o lecție, prefer eu să cred, din anii precedenți, și anume că orice compromis cu politic care duce la alăturarea Partidului Național Liberal de formațiuni politice volatile poate genera numeric o majoritate parlamentară, dar nu corectează în niciun fel așteptările, nu dă câștig de cauză așteptărilor populare, așa cum au fost ele exprimate în voturi din 2 și din 16 noiembrie. Foarte mari. Foarte mari și în același timp cu un grad ridicat de pretenție etică. Nu vrem să facem majorități cu orice preț. Deocamdată, în opoziție, o poziție puternică, foarte constructivă pe anumite aspecte care, iată, interesează larg, transpartinic partidele parlamentare, modificarea codului electoral, de exemplu. Discutăm imediat, dar vreau să vă readuc aminte o declarație a noului președinte al României, domnului Klaus Iohannis, care spune, este posibil ca în următoarele săptămâni sau luni să avem schimbări în Parlament. Iar dumneavoastră, la o altă scară, la Iași, tocmai ați spus în acest weekend că înlocuirea primarului orașului este o prioritate. Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite, dar tendința pare a fi către schimbare, către modificarea majorității din Parlament în favoarea PNL. Nu, sunt două lucruri diferite și accentuez asupra diferenței dintre ele. Ce spunea domnul președinte Iohannis era o constatare. De altfel, citatul complet cred că ar suna în felul următor. Puterea e întotdeauna atractivă. Puterea are forță gravitațională, să zicem așa. Și spune că nu este exclus să asistăm la o rebalansare a majorităților parlamentare. Da, spune, acum, este posibil, citesc, ca pe parcursul anului 2015 să avem o schimbare care va oferi Partidului Național Liberal o majoritate pe care o va folosi atunci pentru schimbarea guvernului. Iată, deci, revenind, se pot întâmpla multe lucruri, da, se poate, putem asista undeva spre partea a doua anului 2015, nu cred că mai devreme, la o schimbare numerică, în proporție numerică, a majorităților parlamentare. Noi nu o forțăm. Deci dacă se întâmplă, se întâmplă cumva pe cale naturală. Cu alte cuvinte, dar nu vă veți duce dumneavoastră la partide să spuneți, haideți, veniți la noi, că avem nevoie să formăm o nouă majoritate, ci așteptați să vină ei către dumneavoastră. Este exclus. Iar un exemplu ar fi UDMR-ul, înțeleg, din moment ce s-au retras de la guvernare, nu? Se prea poate. De aici terenul speculațiilor este deschis. Se prea poate. Repet, nu ne grăbim să mergem la guvernare. De altfel, este și greu să-ți imaginezi cum am putea guverna odată pe seama faptului că nu suntem majoritari în Parlament, doi, pe seama faptului că actualul executiv este în continuare dator către cetățenii României cu exprimarea unor puncte de vedere clare, măcar pe ceea ce înseamnă proiectul de buget pe anul viitor. Noi vrem să-i vedem întâi ce proiecte au pentru România și abia după aceea să putem discuta măsura în care opoziția este puternică sau interesată să schimbe guvernul. Nici nu este vorba, ca să mai fie clar și pentru ascultătorii noștri, de a depune o moțiune de cenzură în zilele acestea. De altfel, a existat o moțiune de cenzură în sesiunea actuală. Nu poți depune mai multe decât una într-o sesiune. Vom vedea ce se va întâmpla din februarie încolo. Nu moșim un guvern, ca să fie lucrurile limpezi. Nu ne interesează să intrăm la guvernare cu orice preț. Nu suntem flămânzi după guvernare. Vrem, pe de altă parte, ca în măcar prima jumătate a anului viitor să ne concentrăm exclusiv asupra structurilor de partid și asupra solidității noastre în teritoriu și la nivel central, apreciind resursa umană capabilă să exercite actul de guvernare când asta se va întâmpla. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.